Oye, y hoy Aguares, presidente del club, es el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, sí. Mendiguchía, cuando llega preparador sí. físico con Genaro Bermúdez de la UNAM. Gheorghe Gruia este un nume mare al sportului românesc. S-a făcut cunoscut pe vremea în care handbaliștii noștri dădeau lecții tuturor echipelor adverse, cucerind laurii mondial în 1964 la Praga și 1970 la Paris, dar și medaliile de bronz la Jocurile Olimpice din 1972 la München. Generațiilor de azi le este aproape imposibil să își imagineze cam cum era handbalul românesc pe vremea aceea, începând de la Mozăr și Ivănescu, mari deschizători de drumuri spre trofeele poleite cu aur, continuând apoi cu Gruia, Gațu, Oțelea, Birtalan sau Stângă. Gruia a dispărut cu totul de sub ochii noștri, căutând cu aproape 3 decenii în urmă zări mai însorite, mai pline de speranță pentru ziua de mâine. Nu l-am mai văzut așadar foarte multă vreme, ceea ce nu trebuie să însemne că l-am uitat vreodată. Nici nu s-ar fi putut, într-atât ne-a marcat tinerețea, ci doar s-a accentuat dorința de a-l vizita într-o zi, acolo unde s-a hotărât să trăiască, în foarte îndepărtatul Mexic. Ciudad de México sau Mexico City nu mai este, în ciuda denumirii, un oraș. A încetat de foarte multă vreme să fie doar o așezare de oameni. Este, în fapt, aproape o țară, întinsă pe câteva sute de kilometri pătrați, o aglomerație urbană uriașă care numără numai puțin de 22 de milioane de suflete, adică o întreagă Românie. În 1950, de altfel, aici trăiau numai 3 milioane de oameni. Automobilele se numără de asemenea cu milioanele, de unde un grad accentuat de poluare se spune cel mai mare din lume. În plus, altitudinea la care se găsește metropola mexicană, în jur de 2200 de metri, aproape cât omul nostru din Bucegi, te face să respiri cu destulă greutate, mai cu seamă în zilele toride ale verii. Capitala Mexicului, Distrito Federal, cum îi spun localnicii, este un furnicar de oameni, un amestec foarte propriu de albi, de metiși și indieni, în care un european destul de greu își găsește locul. Orașul este însă remarcabil, a fost fondat în 1325, fiind cea mai veche așezare de pe continentul nord-american și reprezintă azi o îmbinare a culturii vechi, precolumbiene, colonizării europene și erei moderne. Mexico City este azi centrul financiar al întregii Americi Latine. Aici se realizează numai puțin de 25% din produsul național brut, circa 815 miliarde de dolari anual, ceea ce face din capitala Mexicului cea de-a 30-a putere economică a lumii. Ciudad de México a găzduit 2 finale ale campionatului mondial de fotbal în 1970 și 1986, dar și ediția din 1968 a Jocurilor Olimpice de vară. Cât despre handbal, aici este o altă poveste. În ziua în care am ajuns noi în capitala Mexicului, întreaga țară se afla sub călcâiul fotbalului, subjugată de greutatea unui meci cu Argentina în optimile de finală ale campionatului mondial de fotbal. N-am putut evita evenimentul și am acceptat invitația lui Gruia de a vedea partida pe ecranele din interiorul unui restaurant cu specific mexican, un restaurant de renume, Arroyo, care era asaltat de lume, de oameni dornici de a fi împreună și de a face galerie la mii de kilometri pentru echipa națională. Cu greu am izbutit să găsim o masă în această adunare pestriță, veselă și încrezătoare, ca orice microbist, în șansele formației favorite. Apoi, nu ne-a mai rămas decât să urmărim spectacolul care se derula în fața noastră. Ce bem aici?
țuica mexicană. Tequila. 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 E o tequila care îi zic suave, adică nu e așa de tare, însă te ajunge. Tequila e o băutură care se face dintr-o plantă care este, noi zicem, cactus. Însă, muchas gracias. Deci o țuică din cactus. Din cactus, da. În Guadalajara ai foarte mult. Cum să bea? Am învățat acum 28 de ani cum să bea. Prima dată se ia sare, se pune mâna așa, se pune sare, cât vrei. Ia să te văd. Așa. Se ia o bucată de lămâie. Asta verde. Lămâie, că eu am în grădină lămâi, dacă cresc în lămâie, în București n-aveam. Așa? Bine. Prima dată să pune sarea în gură, să stoarce lămâie. Ai noroc? Ai noroc. E foarte bună, ia din tărie și este sangrita. Asta e pe bază de roșii? De roșii, de puțin piper, puțin piper. Asta răcorește, nu? Te răcorește, da. Așa se bea tequila. Normal. E normal, au jucat bine, să cunosc cu argentinienii, însă e o treabă care o ei îi mănâncă de mult timp. Joacă bine și pierd cu un gol. Sunt triști. Așa se întâmplă când ai 4 ani de zile de pregătire, înțeleg? Adică acum aplaudă, se aplaudă favoriții. Suntem la 10.000 de kilometri și ei susțin echipa. Asta e atmosfera, toată țara e așa. Cum se traduce? Si, se poate. Da. Ligat mereu și mereu. Da, se poate. Da, se poate. Da, ei da, nu sunt convinși că pot să câștige la echipe mari. E o luptă între ei, da, se poate sau cum să nu, de ce să nu, ce ei au două mame? N-au sigur că da, încredere în ei, da, da. Însă mexicanii au foarte mulți jucători care joacă în Europa. Să trecem însă la lucruri serioase. Vom începe cu un drum până la piramidele de la Teotihuacan, monument aflat în patrimoniul cultural al umanității. Aici, la doar 50 de kilometri de Mexico City, a fost orașul zeului Quetzalcoatl, denumit ulterior orașul zeilor. Era unul dintre orașele considerate divine, pentru că se spunea că aici locuiau zeii. Măreția acestui oraș se restrânge în toate construcțiile rămase până azi. Orașul acoperea o suprafață de 50 de kilometri pătrați, avea cam 2000 de construcții de piatră și lemn pentru cei aproape 200.000 de locuitori, în cea mai mare parte agricultori. A rămas un mister cine erau ei, de unde veneau și mai ales cum a dispărut această cultură. George, este totuși o cultură atât de diferită față de ceea ce tu ai fost învățat. Este acest Mexic fabulos, cu o istorie fabuloasă. Cum te-ai adaptat? Cum ai reușit să trăiești în această țară? Ce vrei să spun? Prin definiție, noi am fost o lume, jucători care am
colindat lume. Aici am fost trimis ca antrenor și am acceptat tot. Deci eu lucrez, trăiesc din, și atunci fac parte din această țară de 28 de ani. Sunt român, nu mi-am schimbat cetățenia niciodată, însă sunt parte de aici și trebuie să trăiesc. Contractul a fost pe 3 ani. Așa. Eu n-am semnat nimic, mi-a zis pleci cel puțin pentru 3 ani. Am plecat și în ziua când să-mi dea pașaportul, domnul Păun zice... Să rămâne la CNPS. Da, 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 zice, la da, la pașaport. Zice, în 3 luni, e pentru 3 luni, în 3 luni te trebuie să te întorci. Zic, ce? 3 luni? 3 luni de la 3 ani? Zic, aici e pașaport, eu nu plec nicăieri, domnule. Nu, nu, că nu știu ce, așa a fost plecarea mea. Mă înțelegi? Și cu condiții din țară, ei știau și așa mai departe. Cu banii care trebuia să-i dai mult mai mult decât jumătate decât câștigai, trebuia să plătești la ambasadă, să dădeau nimic pe ei. Și au trecut cele 3 luni? Au trecut cei trei ani. Așa. Și au mai trecut încă 10 și au mai trecut încă 20. A venit nevastă mea în anul următor, când am venit în septembrie 78 aici, da, la începutul lunii. La vreo câteva luni a venit nevastă mea, a venit pentru 3 luni, am mai stat încă 3 cu aprobare din țară, tu știi cum erau treburile. La mai puțin sau o lună și ceva a venit fii mea. Pentru că asta era politica în timpul ăsta, cineva să rămână gaj. Să rămână gaj cineva în țară. Da, bineînțeles. Bineînțeles. A venit Andreea, îi lipsea vreo 3 zile ca să împlinească 12 ani, în vacanță, era sfârșitul anului, și atunci când s-a terminat perioada, începea școala, zic, tată, trebuie să duci acasă. N-a început să plângă, că ea nu pleacă, că ea vrea să stea cu mine și așa mai departe. Îi dau telefonul nevastă mea și îmi spune, zice, păi, dacă vrea să stea și nu știu ce, dă-o la școală și așa a fost. Dar și apoi mai târziu a venit și soția, a venit și doamna aici. Nu mă întreba. Ce greu. 3 ani de zile, vorbind peste tot. Eu am stat 5 ani într-o listă de așteptare, eu, Mircea Lucescu și Schreiber. Nimeni n-a plecat din țară, începând în 73, când m-am lăsat de joc, până în 78, când Lia Manoliu mă anunță că plec în Mexic. În 3 săptămâni, ce nu s-a făcut în 5 ani, am venit în Mexic. Ca antrenor. Deci, bineînțeles, ei au cerut antrenor de handbal în Mexic. INDE, Institutul Național de Sport, de Deporte. Guillermo López Portillo, care era vărul primar al președintelui țării. Ce ai început sportului. Să faci aici? Păi am început de zero, pentru că nu aveau handbal. Nimic, nu aveau nimic. Nimic, aveau un antrenor care și-a vândut Mercedesul, și-a plecat în Germania să facă un curs de un an, David, profesor David Tintus, care m-a căutat el m-a văzut jucând, eu nu-l cunoșteam. Și cu el m-am împrietenit, eu nu știam să vorbesc, aveam o traductoare, însă am avut noroc că castellano sau spaniolul, că este castellana limba, este latină și stăteam ca și toată noaptea cu televizorul deschis. Prima fază era începeai să înțelegi și după aia să începi să rupi. Nu vorbeai bine, însă ți-era și rușine, cine știe cum te auzi. Însă încet, încet am început să învăț limba și nu mor de foame. Și până la urmă au trebuit să treacă un sfert de... o parte dintr-un secol ca să avem, da, ca să avem handbal în Mexic. Acum avem 27 de asociații. Echipa națională n-aveau handbal feminin, eu l-am introdus. N-au avut niciodată în 79. Mexicanii, hai să o spunem direct, mexicanii au învățat handbal de la Gheorghe Gruia? Sunt parte. Sunt parte principală din toată treaba asta, pentru că eu am dat cursul din nord, de la Mexicali, și aproape de Tijuana, până în Tapachula. Și am pictat, am desenat terenuri, și am făcut porți, am făcut antrenamente cu ei. George, e întrebare, oamenii nu te cunosc, nu te-au mai văzut, chiar cei care au apucat să te vadă jucând, pentru că ai fost o uriașă valoare a sportului românesc și ai rămas aceeași valoare, dar oamenii, cei tineri mai cu seamă, am să spun o întrebare, mai iubești România? Mai ai sentimente profunde față de această țară în care te-ai născut? Ești de 3 decenii aproape aici, în Mexic, și chiar dacă n-ai căpătat cetățenie, nu, nici n-ai cerut-o, ești pe un sfert măcar mexican. Bineînțeles, am spus la început. Eu lucrez aici, trăiesc de aici, ei mă plătesc, eu... E normal, dacă eram în Germania sau eram în România, era același lucru, nu?
Dar vorbești de sentimente, nu? Da. Sunt român, sunt român, normal. Este dificil pentru unul care n-a avut experiența care o am pentru tine sau pentru oricine care n-a avut experiența asta, înțelegi, să poată să creadă. Sunt, de multe ori sunt sentimente, cum să zic, ei zic mesclate, amestecate, înțelegi tu? Uh-huh. Însă la rădăcină eu sunt român. Bun. Sunt Gheorghe Gruia, din neamul Gruia Novac. Tata e din Turnu Măgurele, Dumnezeu să-l iert, a murit un an înainte de a veni eu aici în Mexic, Turnu Măgurele. Am înțeles. Acolo era legenda cu Gruia Novac, cei șapte. Ce îți lipsește cel mai mult de acolo, de la România? Brugajică, nu știu, a? Nu s-ar place? Nu, no. No, ce-mi lipsește? Lipsește atmosfera, nu? Așa. Avem obiceiuri românești, nunta aici nu e la fel cum acolo, cum e acolo, botezul, nu? Ei sunt catolici, noi suntem ortodoxi, nu e o diferență prea mare, dar ai diferențe, nu? Mă rog, mirosul de mici, care nu iei, bere au, berea Corona și au foarte bună bere, au alte, e altă treabă, adică eu n-am fost surprins, pentru că vizitând, jucând, fiecare țară are alte obiceiuri și trebuie să te acomodezi repede, te acomodezi sau te acomodezi, mă înțelegi? Nu știu dacă mai înțelegi, adică tonul face la mult. Da, obligatoriu. Problema cea mai dificilă la început era că nu aveai, lipsea libertatea movimentului, adică mișcării. Da. Cum nu știai limba, dacă te depărteai puțin de Viviana Stamatin, care era traductoare, păi vorbeai rumaniol, nici rumanul, nici spaniol, rumaniol. E, și cu timpul am început să învăț limba și atunci te simți ca un pește în apă, nu? Da, te simți câteodată singur? Eu și în țară, de multe ori mi-aduc aminte în ultimii ăștia 5 ani când nu ne-a dat drumul Nicolae Ceaușescu să plecăm, mă așezam, a fost la Academia Militară, avea un restaurant a doi colonei, sau nu știu cum se chema, nu mai mi-aduc aminte, și de multe ori stăteam la o masă, îmi beau un coniac sau o cafea singur. Pentru mine singurătatea nu a fost o problemă, înțelegi? Adică stăteam la masă și gândeam în nimic. Gândeam în nimic, mă desconectam. Și asta mă relaxa. Să zic că Gruia este una din mândriile promoției noastre de liceu, de copii amărâți de cartierul Rahova. Noi am terminat liceul în 57, vorba vine liceul, deci 10 clase, că atât am făcut. Am terminat, deci la 6 ani am intrat și la 16 ani am ieșit în lume. Vii din când în când prin țară, te întâlnești cu prietenii, spune-mi câteva nume. M-au căutat, uite, m-a surprins treaba asta, nu-l vedeam pe Petre Ivănescu de foarte mult timp și ultima dată când a fost în februarie, acum anul ăsta. El e în Germania și a riscat să fie în Spania. Și ultima dată mi-a anunțat că vrea să mă vadă și am făcut o masă cu Cristi Gatu, cu Gicu Guran, cu Mihai Marinescu, Samungi, Juță Bădău, adică toți care au putut să vină, au venit. Faceți a făcut o mare plăcere și acum sunt în contact cu el. Faceți un spriț împreună, vă simțiți bine, ascultați o muzică, bine, am băut un pahar de vin, nu mai bem de mult timp, cel puțin în cazul meu. Eu de vreo 81 ia numai din când în când câte o bere. Am făcut-o și pe asta, cum zice românul. N-are la vremea lor, toate la da, vremea singura lor. Singura treabă mai e țigara din când în când. Când am mai venit prin țară și am stat de vorbă mult, am băut și un par de vin care știu că lui îi place. Nu știu dacă îi mai place acum, să nu cumva să nu spui că nu-ți place, Georgica, pentru că dacă ești sănătos, bei și un par de vin. Ce ne-ai adus aici? Acum mulți ani, această piramidă, că nu e o piramidă completă, erau locuri unde ei făceau sacrificii. Ei? Da, Asteca, Los Asteca. Asteci. Așa, cu prizonierile, stăteau inima, dau Dumnezeu, Dios, nu? Cum
Și aici este piramida șarpelui împlumat, adică plumă este pene, dar pene în castelul e o prostie, da, șarpele cu pene, care este Nesalcoatl. Este legenda că ei așteptau că după mare să vină zeul lor, care era al final s-au păcălit pentru că după mare a venit Cortez și l-au confundat cu zeul lor. Cu zeul lor. Și așa, fără prea multă lupte, i-au conquistat, adică i-au cotropit. Hai să-i lăsăm o clipă pe Asteci. Vreau să te întreb ceva. Gruia a abandonat vreodată lupta în fața cuiva? Poate că o să o abandonez, încă nu, dar numai Dumnezeu știe când o să o abandonez. Și atunci am trimis un e-mail acolo sus. Sus, dar pe teren, ca jucător? Nu, nu, niciodată. De ce? Pentru că aveam spiritul, că nu-mi plăcea să pierd, și nici mie și nici colegilor mei. Nu știați? Nu știam să pierdeam și când pierdeam era o catastrofă. Vreau să te întreb și profităm că suntem atât de la înălțime, suntem pe una dintre piramidele de la din complexul Teotihuacan. Vreau să te întreb ceva. Televiziunea Română face acum o promoție, un program special în care se stabilesc, se fac investigații, se întreabă telespectatorii, se dorește aflarea celor mai mari români, a personalităților care au marcat societatea noastră. Și am să te întreb, Gheorghe Gruia face parte din aceste personalități. Cam unde l-ai situa în ierarhia sportului românesc? Handbalul românesc a făcut istorie, nu numai în țara românească, în lume. Se zice ușor, din 5 campionate mondiale, unul după altul, câștigi 4 și la care ai pierdut este locul 3. La nivel mondial și în România este la fel. În ce loc Gheorghe Gruia este? El a făcut parte de 3 generații. Eu am jucat cu 3 generații de jucători. Cam am fost cea din mijloc. Generația lui Petre Ivănescu, Georgica Covaș, care trăiește, Mihi Redl și așa mai departe, Joe Bătulescu, Dumnezeu să ierte că i-a murit, Virgil Hnat, Cornel Oțelea, Puiu Nodea, Aurel Bulgaru, Dumnezeu să ierte. Iar după ce am venit, a apărut Iacob, am apărut eu, Cezar Nica, o parte dintre jucători care au fost generația din mijloc din cele 3 generații. Și după aceea, mai târziu, au apărut și Gabi Chici, Birtalan, Cristina Algasu, generația tânără, Cristi Gasu, Mihai Marinescu. Care de asemenea a avut rezultate. Ce tineri, că sunt, au 60 de ani. Acum nu mai sunt. Păi cum? Tineri de inimă sunt și acum, de corazon, de inimă. Unde se află Gheorghe Gruia? Aici suntem în Teotihuacan, piramida Soarelui, piramida Lunei. Aici, ți-am spus, e piramida șarpelui cu plumea, ca să nu zic cu pene, că aici e o groserie, adică e o prostie să zici. Așa. Adică, unde se află în ierarhia asta Gheorghe Gruia, unde poporul român, cei care vedeau jocurile, m-au așezat. Ți-a plăcut răspunsul? Mi-a plăcut, dar un specialist mare, un specialist mare al sportului și al handbalului, eu am fost 7 ani, a stabilit, a spus la un moment dat că Gheorghe Gruia poate fi socotit drept cel mai mare handbalist al lumii din toate timpurile. Acum când am fost în curs în Elveția, m-am întâlnit cu Pocraiaț, care în fotografie stă cu mâinile pe mine când eu trag. Și le spunea la mexicanii care am fost eu să luăm cursul, zice, când a apărut Gruia în handbal, sunt cuvintele lui Pocraiaț, care e vârsta mea, nu? A dat curs acolo, zice, când a apărut Gruia în handbal, Iugoslavia trebuie să schimbe tactica de atac și de defensă. Tactica frumos. De atac și de apărare. Frumos spus. Le-a spus tot la mexicani, adică am fost obligat să schimbăm tactica. Ai schimbat un pic fața handbalului. Asta sunt cuvintele lui Pocraiaț, nu sunt ale mele, din anul ăsta, din februarie. Când eu jucam, eu am fost considerat, până m-am lăsat, până în 73, din 67, când am apărut cu greu în echipă, între responsabil cu golul, cum se zice, nu? Am fost considerat în fiecare an de către ziariști și antrenori cel mai bun jucător din lume, al anului. Și în 1992, în buletinul Federației Internaționale de Handbal, a fost considerat cel mai bun jucător al tuturor timpurilor. Ești mândru cu asta? Deci după 29 e adevărat ani, ce spune? După 19 ani. E adevărat ce spuneau specialiștii ăștia? Ce simțeam eu pe dinăuntru, cred că puțini jucători în lume, azi și în timpul acela,
din apărare când plecau și cum era scorul, își puneau în mână, în gând, mă duc și dau gol. Și chiar dădeai? Eu le făceam. De multe ori și ratam. Dar mai mult de 70% din ce gândeam, că dau, îl dau. Să nu zic mai mult, 75-80. Mă înțelegi? Foarte puține ori am jucat prost. Adică prost să dau 5 goluri. Că dacă Gruia dădea 5 goluri, nu juca bine. Ăsta e drumul morții? Da, drumul care îl vezi în stânga și în dreapta, care merge la piramida Lunei, era drumul morții. Aici aduceau pe prizonieri care îi sacrificau, îi urcau sus pe piramidă, implorau zeii, Dumnezei și așa mai departe, le tăiau pieptul și le scoteau inima care le da cu sânge, cu tot. Cum te simți? Cum trăiești această a doua viață după moarte? Bine, un sportiv care începe o viață sportivă, nu? Știe că într-o zi o să și termine, nu? Corect. E, atunci el trebuie să pregătească și pentru treaba asta. Treaba e să știi când termini. Mai bine să zică, dacă era și Fulanito sau George Gruia pe teren, poate era altă treabă, decât să zică, ia scoate cirbă pe Gruia, să știi momentul când trebuie. Că mai bine să te regrete decât să te huiduie. De ce ți se spunea Guriță? Pentru că eram de la nume, era Gruia, Gruiță, Guriță. Eu cântam, eu recitam, făceam glume, eu am trăit viața sportivă, cum eforturile erau extraordinar de mari, am evitat să ne închidem în cutia asta de care era groaznică după antrenamente, da, atmosfera asta, și atunci relaxam de alte forme, știi? Universidad Nacional Autónoma de México este cea mai importantă universitate publică mexicană, fondată în 1551 și construită pe un teren de lavă solidificată. Este cea mai mare universitate din America Latină și considerată cea mai importantă din lumea vorbitoare de limbă spaniolă, având anual 250.000 de studenți. Mascota universității este Puma. Campusul se întinde pe 6,5 km pătrați, iar numărul de angajați depășește cifra de 32.000. UNAM are 40 de facultăți, stadion olimpic universitar, centru cultural, grădină botanică, monument ecologic, biblioteca centrală, mai multe muzee. Aici lucrează așadar și George Gruia. Voi e pe iarbă? Da. E iarba noastră. Suntem la în partea stângă a celei mai lungi străzi din Mexic, Insurgentes, care are vreo 68 de kilometri, deasupra stadionului olimpic unde a fost festivitatea de deschidere de la Olimpiada din 68, în edificiul care o să-l vedeți, de sport, de la UNAM. UNAM este Universitatea Națională Autonomă de Mexic, care este cea mai mare din America Latină. Are mai mult de 250.000 de studenți. Eu am 21 de ani, din 85 sunt aici, după ce am venit din Chiapas. Și am avut handball și am început de la zero. Am început de la zero tot în Mexic. În 28 de ani, acum avem mult mai mult, nici nu se compară. Însă, e muncă și ai probleme, pentru că sunt, o fac, dar sunt puțin lenți să ia decizii. Ești mulțumit, George, aici la UNAM? Nu cum te plătește, clar că e universitate de stat. Îmi place că o să vedeți condițiile și... Îmi place că ai condiții de lucru, e ca un parc, e foarte mare, au terenuri de atletism, stadion de atletism cu pistă, stadion de fotbal american diferite, nu e numai unul. Uh-huh. Stadion, am trecut adineori pe lângă niște stadioane de antrenament pentru echipa Pumas, este în prima divizie,
echipa de fotbal. La fotbal. Da, bineînțeles. A fost Hugo Sanchez, antrenor. Anul trecut a terminat contractul cu ei. Hugo, care l-am avut eu în America, pentru că eu am fost 2 ani de zile cu pregătirea fizică în Clubul America, în prima divizie. Am câștigat la Interamericana cu ei, contra Olimpia de Paraguay. Cupa Interamericană, care s-a câștigat de 2 ori în 75 de ani, când s-a făcut aniversarea. De 2 ori s-a câștigat. Îți dai seama cum eram eu. Eu lucram la UNAM, dar lucram și la televiziune. Că asta e America de televiziune. Eram împărțit cu inima în două. Am înțeles, am înțeles. Ce făceai la televiziune? Am fost șeful sportului. Adică șeful activități, activități sportive. Făceam teleolimpiada, 2 zile, tot comitetul olimpic era al nostru. Manevra mai mult de 18.000 de... De salariat. La Televisa. Da, Televisa sport, este televiziunea uriașă. Liga, adică campionate de basket, de volei, la de fotbal avea vreo 48 de echipe. George Gruia a estat considerat în su país, România și în México, como el Pelé Blanco del handball. Y para nosotros es una gente que tiene la capacidad y la experiencia y la autoridad para preparar a nuestros atletas, preparar entrenadores y elevar el nivel del handball en México. Cu asta am cutrerat toată lumea cu mingea asta în mână, fără să plătim nimic, dar eram campion mondial. Eram cel mai mult din lume, vreo 24 de ani aproape am fost. Adică ai făcut istorie, nu eu, 3 generații. Să dea Dumnezeu, eu asta vreau, ca băieții să ajungă și ei încă o dată, să joace un campion mondial sau o olimpiadă. Mai dificil pentru olimpiade, că sunt numai 12 echipe. Un campion mondial e mult mai bine. Mă doare, ceva trebuie să fie. Francezii mi-au măsurat viteza șutului în Paris, în campionatul mondial din Paris în 70. 145 de kilometri pe oră, zbura mingea când trecea. Aruncam 68 metri. Cu trei pași, adică luai mingea, stătea 3 metri, făceai 1, cruzado 2, lansai, atât. 68 de metri, care cel mai mult cât am aruncat. Mă băteam cu Hansi Schmidt, s-a aruncat vreo 65 pe acolo, 67. Ne băteam. În ziua când m-a văzut Neagiuni prima dată, am dat pe lângă poartă și am rupt spalieră, jos. Și s-au oprit toți, erau campioni mondiali în 61, eu jucam voleibol. Eu am venit mai devreme, înțelegi? Și zice, s-au oprit, zice, Neagiuni zice, și vă uitați-mă la mine, zice, vă învață omul cum trebuie să trageți la poartă. Când s-a rupt, Georgica, care era portarul, eu zic că George a rămas așa. Fii atent că discuția asta mi-a plăcut mai mult decât multe care nu mai așa. Asta e handbalul, asta e Gruia cu mingea de handbal în mână. Asta e Gruia, asta e lucru care... Eu când am venit aici aveau 3 antrenori în toată Republica Mexicană. Yo desconocía el handbal. Yo cuando llegué acá, bueno, primero no sabía cuál era la parte de Jorge del handball, lo que había hecho, la historia, el jugador que había llegado a ser, y fue un trato muy amable, fue fácil, fue muy rápido hacer una amistad, y además de que yo era el más grande de edad de los jugadores, y siempre se preocupó por estar enseñando rápidamente la técnica, que a él le sale muy fácil y a nosotros, bueno, por haber aprendido el handball muy tarde es más complicado, pero siempre fue como muy... Muy rápida la amistad y rápida la forma de integrarnos con una figura del handball mundial. Am
Andreea și Gheorghe Gruia. Andreea, îmi face mare plăcere să te cunosc. Nu știam, am aflat din ce mi s-a spus, din ce mi-a spus prietenul meu, George. Era vorba de o fetiță de 12 ani. Fetița de 12 ani, între timp, aici a mai crescut. Aici e, dar puțin s-a schimbat, ca să spunem așa. Ai jucat vreodată într-o telenovelă? A jucat handball, Andreea. A jucat handball. Era mică. E vorba de... E vorba de cum arată, cred că este o actriță. Ea a luat clase, să spună ea, a luat clase de... Că am 12 ani pentru tata. Nu, am modelat. Mi-a plăcut moda întotdeauna. Moda. Și aha, ați făcut modeling. Ai prezentat modă. Da, pasarela, cum se zice. Pasarela. Da, pasarela. Așa, poze comerciale, toate astea. Am așa înțeles. Că... Am înțeles. M-a ajutat înălțimea. George, vreau să te întreb ceva. Da. Ea a venit când avea 12 ani aici. Da. A fost o perioadă în care a trebuit să fii și tată și mamă. Ți-a fost greu. O perioadă de 3 ani. O perioadă de 3 ani până când a venit mama. Până drumul lui Sanda a doua oară. Cum a fost? Cât de greu ți-a fost să o crești într-o țară străină în care aveai și o fetiță de 12 ani cu problemele ei? O vârstă... Da, foarte grea. Foarte grea. Pentru o fetiță? Da. Eu ți-am spus, când ea a venit, îi lipseau vreo 3 zile ca să facă 12 ani, ea a venit în vacanță și când s-a terminat perioada și trebuia să înceapă școala acolo, i-am zis, tată, uite, trebuie să se întorci, și a început să plângă. N-a vrut să se întorc. Și atunci am consultat cu Sanda și am luat hotărârea ca să o dau la școală aici. A avut mare noroc pentru că profesorul ei vorbea românește, un mexican care a stat vreo 1 an și 6 luni de zile, se chema acum? Samuel. Nu, s-a rugat în mine ca să o dau în clasă la el ca să nu uite românește. E, până la urmă a dat-o și în 3 luni de zile nu mai vrea să vorbească ea cu el în românește, în spaniolă, pentru că a prins repede. Însă ea, da, a fost în televiziune, are vreo 37 de emisiuni, în una o emisiune, Caciun, Caciun, Rara, era viața dintr-un liceu, mă înțelegi? Și avea emisiuni scrise pentru ea, ca româncă, din țara lui Dracula și așa mai departe. Super. Ea n-a vrut, că e modestă. Eu ți-am zis. Întrebarea era, cum te-ai descurcat singur? Da, păi să glumim sau să ți-o spun în serios? O lună eram femeie, o lună eram bărbat. Înțelegi? Mă schimbam de sex. Nu, e dificil. E foarte dificil, pentru că era perioada când ai schimburi fiziologice. Corect. E femeie, corect. Era fată. Și eu, noroc că am terminat o facultate, că știam despre ce e vorba, am vorbit mult cu ea, vorbeam foarte mult cu ea. Și eu, nu că e aici, nu că e fii mea, e, cum să zice, vivă, foarte inteligentă. Și agață din zbor treburile și nu le uită chiar așa de ușor, dar ca toate femeile. Ai crescut-o bine? Am crescut-o bine, da, după aia a venit maică, s-a crescut-o și ea la fel de bine. Andreea, spune-mi două vorbe despre tatăl tău. E un tată bun? A da. Fost un tată bun? Da, e un tată bun, e un tată nobil, e un tată... Nu, mi-e greu să vorbesc despre tata. Vorbește? Ok. Avem răbdare? Îți vin lacrimile? Da. De ce? Pentru că, nu știu, e greu. Sunt sensibilă și... Gata. Mă okay. controlez. Aici oare, dar e cel mai bun la mine oare. Da, de la el oare. Sensibil, eu am, acum am și eu lacrimi. Și plânge. Suntem niște plângărețe amândoi. E da, cel mai este. Bun, e cel mai bun tată din lume? Da. Este. E foarte nobil, e foarte bun. Are, ca toată lumea, când ai un copil ca mine, când începi să înveți ce este să fii mamă sau tată, îți dai seama de toate greșelile, nu? De toate chestiile bune care le-a avut tata, mama cu tine și le înveți și trebuie să le pui în practică cu... Andreea, ți-ai dat vreodată seama că el și-a riscat toată viața pentru tine ca să fii tu bine aici în Mexic? Da, eu cred că este parte din ce suntem noi ca părinți. Totdeauna vrei să, ca copilul tău să fie mai bine decât mai tine, bine decât să supereze. Cred că. Și a fost o chestie circumstanțială, sau cum se zice? Da, e bine. Circumstanță. A fost în Mexic, dar sunt convinsă că a făcut-o. Haide să-l chemăm un pic pe Sergio. Dar cine o fi Sergio? Sergio. Cine e? Sergio este nepotul tău. Sergio, hai să-l prezentăm Sergio. Pe Sergio. Hai să te prezentăm aici cu domnul... Habla rumeno?
Vorbește românește. Așa. Sergio. El e Sergio, nepotul meu, băiatul lui Andreea. Să vă trăiască. 13 ani. Uite, 12, uite ce înalt este. Dacă eu am unul 92, uite-l. Da. O crește mai mult decât Andreea, care e destul de înalt. Bine, să fiți sănătoși, să fiți fericiți, să vă meargă bine. Mersi, la fel. Mersi. El vorbește, nu așa cum vorbim noi, însă, unde e soare, Sergio? Însă, înțelege tot. Eu vreau să vin din nou în țară în vara asta, însă cred că anul care vine precis vreau să o și pe Andreea și să vedem cine cu el, să mergem în țară odată. Ea cu mine nu s-a întors niciodată în țară. N-a fost. Ea avea 12 ani când ea știe ce am făcut, cine am fost și tot, inclusiv ăsta micul, dar nu a trăit să vadă cum mă primește românul sau românii sau prietenii din România. Îl aștept, Giorgica, dacă ai timp și sănătate și bani să vii, pentru că anul care vine, 2007, noi intrăm în Europa, așa zicem noi, și noi doi intrăm în al 50-lea an de când am terminat școala. Te aștept cu drag. Nu mai știu nimic de tine, mi-e doar de tine, ca și la colegii noștri. Ar fi o mare bucurie și o cinste pentru noi să vii, să ne strângem și să ne amintim ce drăcovenii făceam când eram de-o școapă în cartierul, în fundul cartierului Rahova, la liceul 23. Te salut, campionule! Pentru o ultimă vizită vom merge la Cuernavaca, la aproximativ 85 de kilometri de sud de Mexico. Cuernavaca, orașul veșnicei primăveri, este denumit astfel datorită temperaturii de 27 de grade Celsius, o temperatură păstrată de-a lungul întregului an. Este un loc devenit popular pentru destinația sa de oraș de vacanță, acolo unde mulți turiști, dar și nenumărate personalități, își petrec timpul liber în case viu colorate ca și întreg spațiul înconjurător. Atracția principală a locului o constituie clădirile de inspirație a vechilor culturi astece, ca și cele coloniale, așa cum este Palacio de Cortez. Vrei să le transmiți ceva telespectatorilor, iubitorilor handbalului, celor care te-au admirat mulți ani în urmă? Eu mă gândesc că să încep cu ei, nu? Cei care m-au admirat acum mulți ani în urmă. Și nu numai lor vreau să le transmit, ci dar cei care nu m-au văzut, jucând. Totul în această viață este pe bază de efort și de renunțări. La bază de toate câștigurile în lumea asta este munca cinstită, corectă și organizată în același timp. Vă pup pe toți, ei mai tineri care nu m-au văzut, cei bătrâni care îți mai aduc aminte de mine, bătrâni ca vârstă, dacă suflet sunt la mine, și sper să ne vedem. Anul ăsta nu cred că mai vin, dar poate în vara anului care vine, dar vreau să vin în vacanță. Besame, sărută-mă, besame mucho, dragă, și fă-mă să fiu fericit din nou, dragostea mea. Besame, besame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Perderte de...